Salut și bine v-am găsit la un nou episod din miniseria de prezentări a unui echipament indispensabil în cabinetul dumneavoastră, autoclavul. Eu sunt Alex, sunt medic stomatolog și astăzi vreau să vă arăt toate detaliile despre autoclavul V3 de la Dr. Meyer. Ideea acestei miniserii este să aveți toate informațiile la îndemână într-un singur loc, fie că preferați videourile sau articolele, să puteți găsi ușor tot ce căutați. De obicei, nu avem timp să recitim manualul de utilizare și ne bazăm poate pe asistentă, dar dacă nici aceasta nu are timp sau suntem în situația în care trebuie să vină o nouă asistentă, în oricare din aceste situații și în multe altele, e foarte util să avem toate informațiile la îndemână într-un singur loc, rapid și simplu de înțeles. Astăzi vă vorbesc despre autoclavul Dr. Meyer V3. Să începem chiar acum! Butonul de pornire este situat aici. Iar pentru deschiderea ușii folosim mânerul de aici. În interior, observăm că autoclavul V3 de la Dr. Meyer vine cu 3 tăvițe pentru instrumentar, cu accesorii pentru service, un stick pentru memorarea șarjelor de sterilizare și, bineînțeles, furtunul pentru evacuarea apei distilate uzate. Punem la loc accesoriile. Și trecem mai departe la meniul principal. Acum să vedem care este rolul fiecărui buton din acest meniu. Dacă apăsăm pe butonul M, intrăm în meniu, iar cu săgețile sus și jos, navigăm prin opțiunile disponibile. Tot cu butonul M, selectăm programul dorit. Spre exemplu, intrăm cu butonul M în meniu și tot cu butonul M selectăm program și aici găsim toate programele de sterilizare disponibile, dar și toate testele de autoclav pe care le putem face cu V3 de la Dr. Meyer. Avem solid 121 de grade, solid 134 de grade. Acestea sunt neîmpachetate, pe noi ne interesează cele împachetate, 121 de grade și 134 de grade. Acesta este cel mai utilizat program. După care, tot cu ajutorul săgeților, putem să ajungem la textile 121 de grade și 134 de grade. Prion 134 de grade, lichid, nu ne interesează, și am ajuns la zona de teste de sterilizare, la zona de teste de autoclav. Aici avem testul Bau-Yendick, este un test care demonstrează că sunt sterilizate materialele poroase, rulouri, comprese și așa mai departe. În continuare avem testul Helix, care demonstrează că sunt sterilizate corect tubulaturile, piese de mână, anse pentru detartraj și așa mai departe. Și testul de vacuum, acesta demonstrează faptul că se creează vid în interiorul autoclavului, că nu se pierde din presiune și el se realizează în fiecare dimineață, recomandat, înainte să introducem un autoclav prima șarjă de sterilizare, înainte ca autoclavul să se încălzească, să ajungă la o temperatură prea mare. Pe acest buton ne întoarcem în meniul anterior și acum putem selecta, spre exemplu, putem seta data. Selectăm cu ajutorul butonului M și aici putem modifica, dacă este cazul, data. Observăm acum că data este corectă, dacă e totul în regulă, mergem mai departe cu M, selectăm în continuare M, putem modifica și anul, în continuare timpul, ora, minutele și secundele, bineînțeles limba și apoi se întoarce la dată.
Dacă totul este setat corect, putem să ieșim cu ajutorul butonului de aici și putem selecta oricare din celelalte opțiuni disponibile cu ajutorul săgeților. Avem aici rapoartele, cele care ies în urma ciclurilor de sterilizare, etichetă, informații suplimentare despre autoclav, setări pe care le putem face. În setări putem să intrăm cu ajutorul unei parole. Parole se formată din 4 de 1. Ok, să mergem mai departe cu prezentarea indicatorilor din partea de jos a ecranului. Să vedem ce simbolizează aceștia. Primul indicator este un recipient gol care licăre, ce ne indică apă distilată insuficientă. În acest caz, trebuie să umplem rezervorul cu apă distilată situat chiar aici. Tot ce trebuie să facem este să turnăm apa distilată obținută cu ajutorul unui distilator în cabinetul nostru în recipientul de aici. Când se ajunge la limita capacității rezervorului de aici, vom auzi două bipuri. Ele simbolizează faptul că rezervorul este plin și nu mai este necesară umplerea cu apă distilată. Al doilea indicator este un recipient plin, îl observăm chiar aici, care ne indică faptul că este necesară golirea rezervorului cu apă uzată, apă murdară. Acum să vedem cum golim acest recipient. Avem aici două orificii, două supape, la care se conectează furtunul pe care noi îl vom primi în pachetul standard împreună cu autoclavul V3 de la Dr. Meyer. Furtunul se conectează pe supapă și doar se apasă și se golește conținutul de apă murdară, apă folosită pentru sterilizarea instrumentelor. Iar supapa de aici ne ajută să evacuăm apa distilată curată din rezervorul de aici, fie pentru că am depășit limitele rezervorului, fie pentru că apa nu are o puritate optimă. Ne trebuie apă distilată obținută cu ajutorul unui distilator în cabinetul nostru. Cel de-al treilea LED ne indică exact acest aspect, faptul că nu avem calitatea optimă a apei distilate. Mai departe vă voi prezenta imprimanta acestui autoclav. O găsim chiar aici. Dacă tragem de acest mâner, se deschide și putem schimba rola de câte ori avem nevoie. Sub imprimantă și lângă butonul de pornire observăm un port USB în care vom conecta stick-ul pe care vi l-am prezentat mai devreme și pe care putem să salvăm un număr de cicluri de sterilizare. Pentru resetarea erorii, nu se deschide ușa autoclavului, ci se ține apăsat butonul M până dispare eroarea. Dacă pe ecran este afișat mesajul PAS, dar ați rămas fără hârtie, nu deschideți ușa autoclavului, ci înlocuiți rola și apoi automat începe să printeze programul de sterilizare realizat. Dacă deschideți ușa și apoi înlocuiți rola, autoclavul nu va mai printa automat procesul încheiat anterior și ciclul trebuie repetat. Atenție la presiunea afișată pe autoclav în partea din stânga. Dacă aceasta este mai mare de 8, nu deschidem ușile autoclavului. Temperatura din interiorul autoclavului este afișată chiar aici, în partea din dreapta. La fel ca în episodul anterior, și astăzi vreau să vă las cu o recomandare. Mentenanța săptămânală a autoclavului este deosebit de importantă pentru funcționarea optimă a acestuia, dar și pentru obținerea unei sterilizări eficiente. Găsiți toți pașii explicați, dar și un video detaliat în articolul din descrierea de mai jos. Sper că informațiile de astăzi vă sunt de ajutor și că răspund întrebărilor dumneavoastră. Ne vedem cu mare drag în episoadele următoare cu noi echipamente ce v-au captat atenția. Pe curând!